Bună, dragilor! Astăzi începem vlogul fix de unde l-am încheiat pe celălalt, de la cabinet. Acum am terminat cu toți copilașii și pornim spre Alexandra. Dar înainte de asta vreau să vă arăt ce cadou frumos am primit. Și aici avem cadoul pe care trebuia să-l primesc de Crăciun, dar care a întârziat puțin, pentru că nu am mai văzut de foarte mult timp cu prietena mea, adică dinainte de Crăciun. Și atunci ea l-a păstrat, draga de ea, pentru mine, până când am reușit acum să ne vedem, pentru că micuțul ei vine la mine la cabinet. Așadar, aceasta este cartea pe care ea mi-a cumpărat-o cadou, pentru că știe că sunt înnebunită după Game of Thrones și tot ce ține, inclusiv a doua parte, și efectiv le colecționez pe toate și îmi plac super, super mult. Și semnul acesta de carte cu pisicuțe e absolut drăguț. Îmi place mult, 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 dar nu s-a oprit la atât. Mi-a dat mult mai multe cărți. O să vi le arăt imediat pe toate. Aici eu căutam niște imagini, dar nu, aceasta e doar cu scris. Am eu acasă una și ilustrată și arată absolut superb. Și pentru că ea a citit toate aceste cărți ale Santei Montefiore, mi le-a dat și mie. Așadar, abia aștept să le citesc, pentru că am citit una dintre ele, cred că se numește Farul, și a fost wow. Și de acum cred că o să-mi placă foarte mult această doamnă Santa. Și chiar am pus o comandă de încă două cărți pe care nu le-am și pe care le-am găsit disponibile și abia aștept să le citesc. Că dacă tot e Flavia aici, am zis... Vezi ce fain îi vedem direct de sus. Pe și de. Opa! Opa! Pe Iasmina! Tu, Iasmina, lângă tine! Frumusețe! Pe mama și pe Flavia îi vedem. Da. Pe 17, 18, 19, 20, 21... Cine nu-i gata, le iau cu lopata. Iani, să știi că pornesc și te caut. Să vedem în baie. Nu e în baie. Să vedem unde ar putea să fie acest copil. Să vedem. Pe aici ne mutăm. Ce? Nu cred, aici te-ai băgat. Văzut șosețelele, că altfel n-aș fi știu că ești chiar aici. Și-am lăsat jocul de a-ți ascunselea și am venit să vedem noi ce ne interesează, și anume pantofar pentru Ale. Eu zic că ăsta seamănă cel mai bine. Dar deschide-l să vedem. Nu ne lasă să-l deschidem. Mai e perfect, că pui un asta rând pentru tine, unul pentru Ianis. Și am ajuns la Altex, că am zis, hai să luăm și un televizor, că dacă toți suntem pe aici, avem un scurt moment pentru puzzle de adulți. O să fie foarte tare. Nu mai zice extraordinar. Stai să vă zic și cum îl cheamă. Așa îl cheamă. Casa de pe la JISC și Ikea au niște nume de orașe de nu le știe nimeni niciodată în viața. Vreau să știu cum mă cheamă, cum vreau eu. Da. Și da, mă pun aici. Și acum da, dai. Hai să vedem. 3. 3. Și avem 1, 2, pe 3. Tu dai, hai. Da, eu dau. Așa. Wow! 1, 2, 3, 4. Aici. Ale? 2. 1, 2. Aici există închisoare sau ceva de genul? Îți arătăm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sper să dai 4, poți da, 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 da. Aici. Aha. 3. Super. 1, 2, 3. Și scumpul de Flavia. Mă duc. Felicitări, mama. Nu, mama a câștigat, așa cum hai să vedem care dintre noi doi e pe locul 2. Dar nu, că asta înseamnă că aproape e ajuns, că aici înseamnă 1. E ok, o lăsăm pe mama și acolo. Dar ce-ai șotat, mereu? Bătălia între noi doi. Acum să vedem care dintre noi dă primul 6. Eu n-am dat, hai să vedem dacă dai tu. Hai să mai încercăm să vedem cine e totuși pe locul 2. Ia să vedem tu, că ție ți-a ieșit de multe ori. Bravo, Ianis, ești pe locul 2. Dar hai să vedem dacă și eu pot să fiu vreodată pe locul 3 sau cum.
A, dar stai că noi mai avem. Păi voi mai aveți, eu am câștigat. Oh, noi mai avem, hai să vedem, până la final mai avem. Concluzia este că Alejandra ne-a bătut pe amândoi. Nici nu mai contează cine a ieșit pe locul 2 și 3. Important este că e după noroc, cum cade zarul. Ia să vedem. Ce fain, ne bucurăm că e fix ca și cu ieri. Nici nu ne gândeam că o să-l găsim fix, așa că nu mai știam cum îl cheamă. Și arată super fain. Și aici o să vină oglinda și tera. Foarte tare serialul ăsta. Îmi place. Trebuie să-l vedeți. Bună dimineața! E duminică. Eu din nou nu prea am voce. Dar am zis să profit de faptul că Flavius nu este acasă. Așadar, o să mă duc la Alexandra și la Yannis. Poate comandăm ceva de mâncare. Stăm împreună, ne uităm la un film și ne bucurăm de timpul ăsta frumos împreună, pentru că afară e foarte cald, dar bate un vânt extraordinar de tare. Așadar, nu ne putem plimba. Deci, mergem în goșcie. Bate vântul. Nu v-am glumit. Am ajuns la Mirmana. Mirmana m-a prins aici cu mâncare, cu tot ce trebuie. O spot. Și eu sunt emoționată de la șofat. Bine o fi. Eu am terminat deja serialul acesta, dar mă mai duc o dată cu Hermana la ultimul episod, că e prea tare. Da, trebuie să vedeți pe TikTok cum o impersonez eu pe Griselda. Că eu sunt la reina de la Foții și Bandiții. Varianta de 2024. Bravo! După ce a cântat cu Sofia Vergara, în rolul de Griselda, ne uităm la casa ei. Să-i vedem tur. Bineînțeles, printre puști și cu ce a mai rămas noi de pe la Dario. Foarte dezolantă. Imaginea asta nu-mi place, abia apuc să înfrunzească pomii, să crească iarba, să fie totul frumos. O să vă las un link în descriere spre terasă, cum era ea frumoasă, cu toți pomii și cu toată grădina. Ce faceți, fetelor? Nici o treabă n-au ele. Ce bate vă trebuie? Am rămas cu poza. Ai fost și poza? Ploaia, ploaia și noi la Ikea. Căutăm lampadare, candelabre, nu știu ce căutăm. Ceva. Uite ce ne pune Alexandra să mâncăm. Hai să vedem dacă ne place. Bun, am ajuns la tigăi. Nu mă pricep. Hai să vedem. Uoc, ne uoc. Ce tigăi avem? Nu mă pricep, n-am nicio treabă. Bine că la noi e luat Flavii de care trebuie. Aproape că n-am luat nimic. Ce ale, nu? Nu l-am nimic. Haideți că vă fac hol în mașină. Că după aia se duc jumătate pe girocul și jumătate pe, pe constructorilor. Am lăsat și un feedback. Au fost niște doamne foarte, foarte drăguțe cu noi. Așadar, acum ne îndreptăm spre case. Bravo. Sandra, îmi pare rău, dar tu trebuie să scanezi acum, că eu trebuie să filmez, știi? Începeți cu mine. Așa, e ok. Următorul. Hai să mă fac că te ajut și eu puțin. Foarte faine paharele astea. Pentru adulți, că pentru Ionis sunt un pic cam grele, cred. Cute! Lasă că nu avem experiență în de-astea, data viitoare. Și aici ai trei oale? Nu. O oală și două tigăi. Ce tare. Da, invers. Așa. Așa e perfect. E foarte bine. Păi da. Să se scurgă apa cu ele. Pot să ieși eu la descanat.
Uite, ai în dreapta ta. Așa, și ai rezolvat problema mai repede. Pentru prătite. Aici, aici, pe mâner, foarte bine. Asta. E tigaia de lucru. Asta. Și nu știu dacă fac de reclamă. Dar stai, că nu știu unde, cum se face asta. Pe asta o scanăm? Pe asta o scanăm oare sau o punem din... Nu, aceea trebuie să lăsați în conturile. Ah, am înțeles. Vedeți care sunt de cumpărați în cineva. Ok, și nu să nu mai merge aici. Mama, eu merge, merge. Claudiu îl plăti cu capul. Le-o plăti cu capul, Claudiu. Le-o plăti cu capul. Articol negăsit. Stai. Gata. Dă-i și aici. Și lampa. Perfect. Finito. Finito. La cabine. Și vreau să-l instalez și să-l pun chiar acolo în spate. Să vedem cum arată. Nu am aproximat foarte bine cât de mare și cât de greu este. Așadar, nu pot să-l pun singur acolo pentru că nu pot să trag colțarul. O să stai aici puțin, deși aici o să vină o comodă jazz și pe ea o să vină o veioză așa micuță. Eu ce sper este ca pisicuțele să nu se ia de acest frumos abajur, iar cablul să nu fie foarte rost. Îmi place mult cum e treaba asta așa. Funcționezi? Nu? Asta zic. Și acum, pam, s-a făcut lumină. Da. Și mă imaginez eu stând acolo, o să citesc, el fiind mereu în priză, numai pac, fac, am deschis. Bun, cam asta ar fi. Gata, mă duc acasă. Duș și somn. Pupici, ne vedem mâine. Bună dimineața, vlog! Mergem repede, repejor, la clinica la Brol să las niște cărți și sper să-i văd pe cât mai mulți dintre medici de acolo, pe doamnele de la recepție, că abia aștept, mi-e tare dor de ei. Știți deja ce problemă am avut anul trecut, nu prea puteam să ies din casă, nu prea puteam respecta o programare, așadar nu mă puteam duce așa când m-am simțit eu bine. Și am făcut o programare de vreo 2-3 ori și n-am reușit să ajung. Așadar, astăzi, Doamne ajută, îți mulțumesc că mă simt bine și merg să-i văd. Realmente mi-e dor de ei, ca de familia mea, nu știu. Cred că așa se întâmplă când te lași pe mâna unor oameni care nu-ți fac decât bine și la adresa cărora ai de spus numai lucruri faine. Da, în cazul în care nu știți despre ce vorbesc, să știți că eu mi-am operat năsucul și sunt la Brol Medical Center. Așadar, o să vă las link în descriere cu ambele videoclipuri, așa, jurnal de operație, dacă putem să le spune, pentru că am insistat foarte mult să-i rog să mă lase să filmez și să le arăt fetelor și băieților, pentru că și băieții au avut nevoie de rinoplastie, să le arăt exact cum se desfășoară toată treaba asta, pentru că dacă la sân ești dintr-o dată mai frumoasă și aproape n-ai nicio problemă, că poate simți un pic de apăsare și atâta tot, ei la năsuc te mai învinețești, te mai umfli, te mai și zic, să știe oamenii, să știe fetele la ce să se aștepte, nu? Și mi-a plăcut tare mult ce a ieșit, chiar dacă calitatea vizuală nu e cea mai bună și sunetul nu e cel mai bun, vă rog să vă axați pe conținut. Da, ne vedem mai târziu! Bună dimineața, Iasmina, o pacientă de-a mea care ne-a făcut foarte, foarte mulțumită de ce i s-a întâmplat aici în clinică și mi-a adus acum mai multe cărticele pentru nepoțelele mele și pentru, uitați, cu pisicuțe. Copii, domnilor, doctor. Și Iasmina, acum am povestit că are două pisicuțe, ea e psiholog pentru, foarte mult pentru copii. Și zice că apreciază, nu? Apreciază copiii, apreciază... Și cu pisicuțele parcă s-au adaptat și cei care aveau fobie, nu? Le-a trecut. Deci cu o terapie, nu? Cu da. Terapie cu... Da, există terapia cu animale, cu animale separată, doar că la noi nu e neapărat nevoie de terapie cu animale, dar deci, pisicuțele întotdeauna fac bine. Ce drăguție, Zina.
Da. Uitați, multe poze, multe... Da, sunt de fapt două povești, plus copiii îi ajută pe cei care nu sunt încă la școală să învețe literele și la final avem și de colorat. Asta, fain. Uite, o să colorez și eu. O să pun și eu bucata asta la mine pe vlog pentru că... De astea sunt pisicile tale? Da, sunt pozele reale. Ah, ca de să mine. Le vadă. Mamă, dar ce frumoase sunt. Fai de mine. Nu sunt de rasă, sunt pur și simplu adoptate de la foarte cineva. Foarte fain. Foarte, mamă, dar ce ochi au. Se gândesc cu iubire. Deci nu, că zicea pisică neagră, chestii nu e cu chimio, nu? Nu, nu e cu chimio. Foarte noroc. Noroc întotdeauna. Să noi am plecat de la clinică, dar nu am stat degeaba, am mai rezolvat niște treburi între timp și acum mergem să luăm niște rochii. Pentru că eu nu cumpăr rochii doar de pe site-uri și doar din magazine, ci și de la femei. Așa că de la fete, de la femei care nu știu, nu le-am mai poartă sau nu le-au fost bune sau le-au ținut de noi în dulap și nu le-au mai plăcut, dacă mie îmi place, super, le iau. Așadar, spre acolo ne îndreptăm. Înainte să vă arăt rochițele, mi-am zis să vă arăt rochia, așa, în întregime. Nu știu de pe ce site am luat-o și pe asta, dar tare faină e. Și, bineînțeles, geanta de la Mizet. Și cam așa arată prima rochiță. Văd că mi-e cam largă. Mie mi-ar trebui să-i pun o centură ceva, dar o lăsăm să vedem, poate e bună prietenei mele. Și dacă nu, atunci îi pun eu o centură. Da, cute. E foarte cute, așa, din voal. Perfectă pentru primăvară. Și cea de două, care e superbă. Sper să pot să mă duc cu ea la facultate. Dacă nu, o duc și pe ea până la mall. Poate chiar o iau de ziua unchiului la restaurant. Uite, ce idee bună. Și când mă pregăteam să vină primăvara și vara, ce să vedeți? Afară plouă, e înnorat, urât rău de tot. Da, da. Da, cookies. Hai să vedem altul. A. Spune. Spune. Și încheiem seara, bineînțeles, cu Power Couple. Îmi place mult emisiunea asta. Bine, el doar a doua săptămână, dar încă îmi place și eu deja de la primul episod decid dacă îmi place sau nu. La Survivor n-am rezistat mai mult de un episod. Astfel, cred că ai ce să rezist până la final. Bună dimineața, vlog! Este marți, așadar am venit la cabinet, pentru că astăzi avem doar două lucruri de făcut. Să stăm la cabinet și să mergem la stand-up. Și voiam să vă arăt cum a așezat Flavius lampadarul acolo. Mi se pare că e la locul perfect. Doar întind mâna și îl pornesc când am nevoie să citesc, dar nu când sunt copii, când sunt copilași ne folosim de cele din tavan. Și nu cred că o să mă satur să laud acest culțar. Și abia acum, când se așează toată lumea pe el, mă înțelege de ce am insistat că îl vreau pe acesta, că este extra moale și extra fain. Așa-i, puiu? Spune-te-o, Blechi, cum e treaba? Așa e, nu? Vă pup, ne vedem mai încolo. Pa, pa. Kind, thank you, Eva. And then the skin, pielea, corpul cu pielea, and then the clothes. Eva, you are so kind. David, cum spunem? Mulțumesc. Mulțumesc. Bravo, David. The hand. One Eva, one David. Așteaptă. Așa. The hand. Good job. And David, the last piece, it's okay, we rotated, and now we put the clothes. Let's leave David to put one head. David, pune capul, bravo David, așa, David pune... Și apoi îl învățăm pe Blacky, despre corpul uman. Îl învățăm toate organele, nu? Tu știi unde se află burta, stomacul? Aici. Bravo. Și unde se află inima? Bravo. Și acum unde suntem? La partea cu? Piele. Pielea care acoperă toți mușchii. Și organele sunt acoperite mai întâi scheletul și apoi vasele acoperă scheletul. Exact. Mușchii acoperă vasele și organele. Pielea acoperă mușchii și haina acoperă pielea. Bravo, David, foarte bine. Dar tu știai că pielea este cel mai mare organ pe care îl avem? Cum?
Și ea este tot un organ. Și este cel mai mare, că vezi, îl avem peste tot corpul. Mușchii și vasele și scheletul. Uh-huh. Super, abia aștept să punem hainele și apoi să punem literele. Mai există o mână neacoperită de mușchi. Ia să vedem. Una cu piele ne trebuie, fără bluziță. Ai găsit-o perfect, bravo. Și acum punem hainele. Așa. Perfect. Sănătate, puiu. Foarte bine că ai pus mâna la guriță. La ultima piesă poate să fie un incendiu, la ultima piesă pe care am eu. Vrei să folosim de acolo pompierii? Da. Bine, hai să vedem. Ne prefacem că a luat foc un pantofior. Da. Abia după ce? Și chemăm pompieri. Ia să vedem. Ne prefacem că a luat foc hăinuța. Și acum ai sunat la 112. Hai să vedem. Uite. Alo, bună ziua, vă rog să trimiteți repede un echipaj. A luat foc o bluziță. Da, ați trimis deja, mulțumesc. M-am urcat să iau oamenii din foc. Bravo. Și am stins. Puteți să salvați și bluza sau bluza rămâne la pierde? Am salvat-o. Bravo. Bate palma, David. Ești cel mai bun. Sunt cel mai bun pompier. Ești cel mai bun pompier. Felicitări. Și gata, acesta este outfit of the night pentru stand-up. Știu că oamenii se îmbracă mai sport, dar eu mă îmbrac așa cum mă îmbrac eu de obicei. Hai să vedem dacă o să fie fain sau nu. Și dacă tot am ajuns în centru, mai repede, am zis să mergem și până la Cărturești. Dar uite cât de frumos au restaurat clădirile acestea. Doamne, superbă asta. Superbă. Îmi place cum acest Cărturești din centru e așa miniatură ca cel de la București. Foarte, foarte fain. Așa vine cartea mea. Am prins loc doar aici în spate. Dar e bine. Important e să-i auzim. Și din respect pentru cei trei, pentru munca lor și pentru oamenii care și-au cumpărat bilete, nu știu, în următoarele orașe, am ales să nu vă pun nici măcar o bucățică din ceea ce s-a întâmplat acolo. Pot doar să vă spun că merită 100% fiecare leu. Nu am gândit vreodată că e posibil să dai niște sfaturi într-un show de stand-up. Foarte, foarte mult mi-a plăcut. Fiecare în parte, fiecare super bun în felul lui. Nu există termen de comparație. Mi-a plăcut tot și i-a plăcut și lui Flavius și Flavius nu râde la orice glumă și aici efectiv nu mai putea de râs. Din glumă în glumă râdea extraordinar de tare. Deci da, dacă urmează să apară show-ul ăsta în orașul vostru, îl super, super recomand. Foarte, foarte tare. Trioul perfect, ce să mai. Ei și Sfânta Treime, nu? V-am mai zis cât îmi place emisiunea asta. Cina mea de azi, de la trei. Și îmi spune asta, prea tare. Și acum, că nu mai avem pisicile aici, în sfârșit îl pot lăsa pe Flaviu să-mi ia flori când vrea el. Așadar, acum mi-a luat aceste lalele, dar eu îmi doar vaza asta urâtă. Le-am pus într-un borcan dintre astea și acum trebuie să mă ocup să-mi iau o vază frumoasă, rezistentă, ca să poată să o umple mereu, mereu cu flori. Sunt tare frumoase și mă gândeam acum să vă fac un haul mega. Hai că mergem daily, nu? Hai să le pun pe toate pe pult și să vedem. Am luat niște fructe și niște chestii. M-am oprit puțin și la Prospero pentru a lua acel tort și pâine, apoi fructe, căpșuni, clementine, mandarine, niciodată nu știu care cum ce sunt, cerealele mele preferate și mai nou crema mea de întins pe crackers sau pâine preferată. Un gem, n-am mai cumpărat niciodată de la Mega, tot timpul luam de la Lidl și era super bun. Acum am zis să-l încerc și pe ăsta. Două cutii de afine, că îmi cam scade imunitatea.
avocado care va sta la un loc cu portocalele și sper să se coacă împreună, niște gumă pe care încercăm să evităm cât de mult posibil, acest lapte de migdale care are 0% glucide și care ne place foarte mult din acest punct de vedere, căci la gust e apă de ploaie, dar merge perfect că îmi fac shake-uri. Pun o banană, pun proteină, colagen și e perfect. Iaurturile mele preferate, crackers cu rozmarin și susa și aici cu roșii și oregano. Și mi s-a părut foarte tare că au pus la mega roșii. Așa. Cu caserola asta în formă de inimă. Cât de tare. Și că nu puteam. Prea era healthy toată treaba asta. La final am dat-o de gardă. Și am luat niște chipsuri pentru seriile în care ne mai uităm la Power Couple. Dar așa, foarte rar. Poate o pungă pe săptămână. Bun, acum chiar că vă las, mănânc și mă duc la copilași. Sper să ajungă astăzi și Gresia. Dacă ajunge, cu mare drag vă voi filma și abia acela va fi cel mai frumos cadou de Valentine's Day de la mine pentru mine. Și a venit băiatul de la Ninoasa cu două extintoare noi, pentru că am zis să le schimb pe cele vechi, chiar dacă nu le-am folosit niciodată. Și ca să poată băiatul să-mi facă factură și ce trebuie, a trebuit să hrănesc aceste bestii. Da. Bun. Să facem ordine, să aerisim și să ne pregătim pentru copii. Am avut o pauză și am fost până acasă să-mi fac un shake și mă întorc la cabinet. Bine, e al doilea bloc, dar nu contează. Și ador cum e soarele ăsta așa frumos. Cine ar crede că azi e 14 februarie, Valentine's Day? Suntem totuși iarna. Sorinele astea așa frumos. Puțin poate văd, dar e superb. Hai cu primăvara. Quality time. Frământăm colăcei. Citim. Bravo, baby. Bravo, bravo. Acum ne pupăm. Și-a venit Gresia de la Mariner. Și am ales-o pe aceasta, Clima White. Haideți să vă arăt. Acesta e urțelul de parchet și aceasta e Gresia frumoasă, care imită parchetul și iese și puțin în relief, astfel încât să nu alunești, nu lucioasă, nu nimic. Superbă. Și acolo adezivul. Foarte, foarte mult îmi place. Hello vlog! E joi și am ieșit puțin afară să mă bucur de cerul ăsta frumos și de soare și de tot. Chiar dacă se mai aud mașinile cum trec, tot e super. Am vreo jumătate de oră pauză, mă pun să mănânc puțin, iau o gură de aer și apoi continuăm până de seară la 8. Și după o să mă pun să-mi refac un proiect, că se pare că nu l-am trimis la data potrivită sau nu e chiar bun. Că m-am trezit în restanță și noroc că m-a ajutat o colegă, Alexandra, m-a ghidat. Așadar, acum sper să fac bine, să-l depun bine, să fie bine, să terminăm cu treaba asta și să începem semestrul al doilea din cel de-al doilea an. Și apoi gata și cu cel de-al doilea master, sper. Azi e vineri și e o zi scurtă. Deja e gata ziua de muncă și plecăm de la PC, pentru că mai avem și alte treburi. Așadar o să vă iau cu mine. Deci uite-te numai cât e de frumos afară. Îți vine pur și simplu să pleci prin pădure, la o plimbărică. Am venit la Anca la unghii și după avem un plan mare, dar nu vă zic despre el, că nu știm dacă se întâmplă sau nu, că ni l-am mai planificat noi și nu s-a mai întâmplat.
dar sper ca următorul cadru să fie cu planul despre care vă vorbesc. Bună dimineața, vlog! Este sâmbătă, așa cum v-am promis acum câteva secunde, următorul cadru ar fi trebuit să fie din club, dar ce credeți? Cred că sunt prea bătrână, mi s-a făcut atât de somn și am fost atât de obosită, mai ales că azi sâmbătă am încă doi copii și am zis, știi ceva, hai să nu exagerăm. Așadar, n-am mai mers niciunde, ne-am uitat la podcasturi, ne-am uitat la filme, la tot felul de minuni și ne-am culcat. Aici, în Timișoara, bate un vânt că mi s-a scurs tot rimelul. Nu, dă-i pace bunui. Mai am, cum vă spuneam, doi copii și apoi Flavius e acum la Silagiu, îl aduce pe unchiul meu, pentru că astăzi mergem la un consult, la un doctor pentru spate și apoi mai facem tot felul de chestii și mâine ieșim la masă de ziua lui, că ziua lui va fi joi și toată lumea lucrează joi, mai ales eu, până la orele 20 și atunci, ca să nu mi-anulez nici copiii, să fie toată lumea ok, ieșim duminică. Dar mi-am zis să închid aici ca să pot să vă urc vouă videoclipul și voiam să vă întreb, eu n-am mai făcut din 2016, ați vrea să mai facem un Q&A, nu știu, mai vreți să aflați chestii despre mine sau e ok, doar atât, ce pun eu pe daily, nu știu, anunțați-mă și cum doriți, așa facem. Pupici și weekend minunat să aveți! Pa, pa!